George ne-a descoperit din întâmplare, căutând un post de radio care să-i placă și de atunci ascultă doar Itzy Bitzy FM. Când a sunat prima dată, acum mulți ani, avea emoții, dar acestea au trecut și au trecut atât de tare încât a început să cânte la pian de fiecare dată când avea ocazia să intre în direct. Ascultând radioul, George și-a dezvoltat imaginația și creativitatea, iar noi am învățat de la el că frumusețea în viață, chiar dacă nu se vede, se ascultă și se simte.